TVR Moldova și Teatrul Național Satiricus prezintă serată culturală Întâlnirile TVR Moldova cu doamna comediei românești Stella Popescu. Stella Popescu este una dintre cele mai apreciate și admirate actrițe ale teatrului românesc. Cu o ținută mereu impecabilă, a fost tot timpul un exemplu pentru cei din jurul ei. Totuși, succesul pe care l-a cunoscut ca actriță, dar și surprizele neplăcute ale vieții, au făcut-o să rămână întotdeauna o persoană modestă, optimistă și plină de energie. Destinul meu a fost minunat. Am plecat din Basarabia în 43-44, atunci când a fost exodul acela îngrozitor. Și din copilul ăla de învățător, de la Orchei, am ajuns să fiu iubită de o întreagă Românie. De ce vrei mai mult decât atât? Ce să-ți dorești mai mult decât atât? Tatăl Stelei Popescu a fost deportat în Siberia, iar ea, copilă, împreună cu mama, s-au refugiat la Brașov. Acolo a început dragostea pentru actorie și de atunci a reușit să se mențină în topul celor mai iubiți actori ai scenei românești timp de mai bine de jumătate de veac. Nimic mai simplu decât să slăbești. Eu țin un calcul al punctelor, dar și mănânc orice, dar nu depășesc 40 de puncte. Dar mănânc orice. Macaroane. O porție de macaroane, 120 de puncte. Iau o porție și mănânc o macaroană. 7 puncte. Mai am voie 33. Chifteluțe. O chifteluță, 17 puncte. Un sfert de chifteluță, 4 puncte și 25 de punctișoare. Îmi mai rămân 28 de puncte și 75 de punctișoare. Mă duc pe jos până la adunații copăceni. În 1953 este repartizată la Facultatea de Limbă Rusă Maxim Gorki, la care renunță repede, iar peste 2 ani este admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică și susține spectacole de teatru memorabile. 5 ani la rând a lucrat la Teatrul din Brașov, unde joacă în 400 de spectacole pe an. Când am venit în contact cu teatru, nu mi-am mai dorit nimic altceva. Și dacă ai norocul să faci ce-ți place și să-ți și iasă vorba mamei, păi n-ai niciun motiv să pari obosiță, nu, pentru că tot organismul se ridică, se încarcă cu energie. Moțule, bătute-ar vina, uite care e pricina. Când ți-ai luat acasă moață, poți să aibă drag de viață. După 8 ore în câmpul muncii, calcă, spală, crește pruncii. Ea le face toate alea, tu servicii pe urmă vale. În 1958 debutează în cinematografie în pelicula Alo, ați greșit numărul, iar de-a lungul timpului joacă în peste 25 de filme, precum Neamărin, Miliardar, Pe malul stâng al Dunării Albastre, În fiecare zi mi-e dor de tine. Ai văzut filmele mele, nu? Sigur că da, Cântecele mării. Ăsta nu puteai să-l uiți? Așa ceva nu se poate uita. Vrei o fotografie, nu? Nu, am. Da? Da. Dar de unde? De la școală, facem schimb. Am dat una de la Florin Piersic și mi-a dat 7 de la dumneavoastră. Mersi, ele pe 7 cai, combina cu. Și le păstrezi pe toate 7 de mișoare? Nu, le-am dat. Am mai pus vreo 10 lei și am luat una Lendl, nu. A făcut o carieră de succes și în televiziune. A jucat de la înființare până în prezent în piese de teatru și emisiuni de divertisment. Astfel, TVR a scos pe piață DVD-urile O stea printre stele și Stella și Arșinel, care reunesc cele mai memorabile apariții TV ale Stelei Popescu. Mă uit așa la dumneavoastră. Stați la masă. Mănâncă lumea acasă, ca la mama acasă. Mămăliguță cu smântânică și brânzică, ciorbiță tocăniță. La restaurant, antricoate, momițe, măduvioare. Pe stradă, acum, pizza, hot dog, floricele, bombonele. Mănâncă lumea! Numai eu nu mănânc. În anii 1971-1979 face un cuplu memorabil pe scenă și la televiziune cu Ștefan Bănică. Cât despre longevivul cuplu umoristic Stella-Alexandru Arșinel, care a început în 1979, acesta a fost garanția umorului de calitate și în prezent, dar și în trecut, când textele scenetelor erau semnate de Mihai Maximilian. Suntem mai buni decât toți, un cuplu celebru de artiști poliglot. Și ca să fim mai cumos, cântăm și în engleză. Cecile! Nu-i tramvaiul, nevastă mea? Ce dragă, ce țipi așa? Cecile, Cecile, dacă nu faci schimb de locuință, eu mă simt ucis, pentru că viața mea este în pericol, este amenințată de moarte. Cine te amenință, dragă? Cine, dragă, cum tine? Aia grasa lui Belizare de dedesubtul nostru care a amenințat cu făcărețul? Dacă mai scutul păvorul de-a trăvalei de ciorbă din balcon, nu-i lăsați pe planul, unde știi tu? Faci schimb de locuință, mă înțelegi? Cecile? Mi-ai cumpărat ceai ciuboțca cucului?
Nu te-am cumpărat, mamă, soacră, că nici n-am fost astăzi în oraș. Păi sigur că da, atâta lucru te rog și-o pe tine să-mi cumperi un ceai de ciuboțâta cocului. Și-o nu ești în stare. Mica ai semnat de nevastă fată cu bacalaureat, care-i contrapian, care-i vorbește franțuzește, că putea să iei un doctor, nu ninorașit ca tine, care nu-i în stare să cumperi și un ceai de ciuboțâta cocului. Zgârșitule! Mă, taci, taci, mamă, soacră, că sunt stresat. Ia uite-te ce bucurie ți-am adus eu ție. Ce bucurie mi-a adus bulgărașul meu de soare? Un dinte din față. Ce crezi să dințișorul de lapte? Lasă, nu-i nimic, o să-ți crească altul. Nu o să-mi crească altul, că nu era ăla de lapte, era ăla definitiv. Și nu mi-a găzut, mi l-a scos. Cine ce l-a scos? Luță! Băiatul milițianul de deasupra noastră ne-a jucat de-a dentist, i-am crezut că el rupește, m-a dus, pum, gur, m-a scos dinte. În acest an, Stella Popescu a primit la Chișinău titlul onorific Artist al Poporului și revine de fiecare dată aici cu mari emoții. Îmi pare bine că vin la voi, de-abia aștept să ne întâlnim, să-mi puneți 1000 de întrebări, răspund la orice întrebare, sunt fericită că vin la voi. Bună seara! Bună seara și bine ați venit la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Bine ați venit la întâlnirile TVR Moldova, ediția a doua. Și acum, doamnelor și domnilor, invitata întâlnirilor TVR Moldova de astăzi este o personalitate deosebită a teatrului, cinematografiei și televiziunii românești. Doamna Teatrului de Revisă, deținătoarea Ordinului Național Steaua României și a titlului Artist al Poporului de Republica Moldova, Stella Popescu! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Desin să, doamnă, ne așezăm. Mulțumesc! Vreau să se producă de o discuție așa sinceră. Este microfonul în sală. Cei care vor să dea întrebări după ce începem și noi așa cu întrebările mele, îmi dați voi și eu să discut nițel cu doamna Popescu, vi se oferă microfonul și puteți să întrebați orice, fiindcă pentru aceasta v-am adus aici, distinsă doamnă. Cu plăcere! Leger, vrem să vă întrebăm... Cum vă pare Chișinăul? Una din amintirile mele cele mai minunate despre Chișinău nu sunt de atunci din copilărie, eram prea mică. Când tata s-a întors din Siberia, ne-am întâlnit la Chișinău și ne-am plimbat pe strada principală. Și tata, care trebuie îngrozitoare, eu aveam 22 de ani, 23 de ani, se plimba cu mine pe strada principală și ia să crăpi tăța aici și să vadă cu ce fată frumoasă mă plimb eu prin Chișinău. Asta e cea mai puternică amintire pe care o am de la Chișinău. Pe urmă mi-am făcut prieteni, pe urmă am venit de multe ori la dumneavoastră și m-am simțit foarte bine. Trebuie să recunoaștem că un spectacol dramatic este mult mai ușor să scoți o lacrimă, să spui și un text cu o mizanscenă bună, într-o anumită stare creată de regizor, o revista predispune în primul rând niște calități deosebite a artistului. Eu aș zice artistul universal. Fiindcă pe lângă faptul că trebuie să fie un actor extraordinar, mai sunt niște calități care trebuie să le ai, vocale. Dumneavoastră ce credeți? Mie nu-mi place să zic, vai ce greu e. Nu e greu deloc. Dacă ai talent și ai apucat să fii bun pe treaba asta, nu e greu deloc. E mai greu așa să te apuci să plângi pentru mama altuia, știi? Mai greu. Dacă este talent... Dar, dacă ai reușit să impresionezi publicul, să te iubească, te primește atât de bine și de aceea ai emoții, ca să nu pierzi. Să nu pierzi ce ai câștigat. Este însă senzația că nu trebuie să vă dezamăgim. Nu e voie să vii să vorbești un sfert de oră și lumea să stea să uită așa ca la Ferul 6. Nu, nu e voie. Teatrul de revistă pe timpul lui Ceaușescu? Erau niște restricții. Adică ce era? Nu puteai să te iei de ministrul de la finanțe, nu? Care era omul lui, sau să te iei de la partid. Cum o să te iei de ea? Și atunci te luai de chelneri, că iau bacșiș, te luai de coafeze, că iau bacșiș. Astea erau temele.
Puișor a fost cel care a dus la Boema niște lucruri pentru că a știut să le scrie în așa fel, încât până și ăia de la partid care vreau să le taie, nu le venea să le taie, știi? Se făceau că n-au înțeles. Făceau că n-au înțeles și trecea. Și mai era o șmecheria noastră, că după ce începea spectacolul, trimiteam spionii la poartă și știam exact cine e în sală. Și când venea tovarășul Florea, venea și mi-a zis, așa tovarășul Florea, vezi că e în sală. Și săream și noi ce trebuia pe acolo. Era un tic foarte interesant, era un obicei, grădina Boema avea pe jos pietriș. Și când călcai pe el, făcea scrrrr, 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 scrrrr. Și totdeauna la vizionare, Bițu, Dumnezeu să-l ierte, punea fetele să vină cu cafele la comisie. Dar după ce a început spectacolul și când erau de un număr mai greu, așa le începeau scârr, scârr, și aduceau cafele, scârr, scârr. Ăia se uitau după cafele, după apă, nu mai auzeau ce era acolo. Era una din metode ca să putem scăpa. Alte ore le săream, alte ore ni le tăiau. Probabil, dacă nu există textul, nu există dramaturgie, este foarte greu un teatru de revistă ce, adică să... Adică doar să te strâmbi și să te iei de oamenii din sală. De ce stai? Trebuie să ai problemele care interesează publicul. Păi da, dar problemele astea trebuie să... Și în cazul dat, eu sunt gelos puțin așa pe dumneavoastră. Ați avut norocul să aveți un mare maestru alături de dumneavoastră. Păi a fost șansa noastră. Și care a scris foarte mult. A scris mult. Și totul bine. Interesante, și foarte și bine. Care ne-au plasat sus. Adică publicul ieșea de la spectacol și întreba, vouă nu vă e frică? Păi nici nu ne era frică, eram inconștienți, cred. Dar când împotrivă, eram eroi. Mi se părea că suntem eroi. Dar ne-au tăiat multe lucruri. Eu m-am măritat mai târziu cu Puișorul, peste un an de zile, dacă am legiferat lucrurile. Și după un spectacol la Boema, care a avut un succes nebun, m-a chemat la securitate. A, nu m-a chemat la securitate. Eu m-am dus, plecam în Israel și m-am dus să-i cer voie să-mi lase și pe el să meargă cu mine în Israel. Și ăla de la securitate, a, te las, zice, da, zice, am auzit că spectacolul ăsta de la Boema nu e grozav. Nu. Era rupere. Nu, am auzit că nu e grozav. Nu. Zic, da, nu e prea mult, las. Ce să-i spun prostului? Păi, na. Mai bine tăcea din gură. Păi nu. Când ni s-a dat libertatea, și nouă, și la București, am început să producem alt fel de teatru de satiră, de comedie, în genii tot. S-a schimbat ceva. Teatru de satiră și trebuie la să face tot. Satiră. Și la dumneavoastră vrei să-l cerți pe bietul amăritul ăla care trage de pensie? Păi ăla vrei să-l cerți. Trebuie să-l cerți pe ăla care ți-a furat pensia și și-a făcut avere din pensia amărâților. Deci, corect. Și trebuie scriitor. Și v-ați schimbat, odată cu această libertate de expresie, s-a schimbat repertoriul teatrului de revistă? După 90 vorbesc. Mai vreau să zic ceva. Nu avem scriitori. Tineretul de astăzi n-a sesizat încă ce trebuie să facă. Nu știe să scrie genul ăsta. Nu știe. Dar e un gen foarte greu. Trebuie să știe, adică știi ce se întâmplă, zice, păi cum să dau un Năstase, că poate mă îngajez acolo și mă scoate afară. Păi dar cum am să dau eu un Ponta? Păi cum să dau un Ponta, domnule, dar dacă nu știu ce? Le e frică. Ei nu s-au lămurit aici. Cine-i vinovat? Cine-i vinovat? În clipa în care un băiat cu talent va pricepe cine-i vinovat și cine merită să fie slujit, atunci se va scrie bine. Umor, vorbim de umor. Corect. Sunteți din Orhei. Da. Sunteți de a noastră modă. Da. Când ați fost ultima dată acolo? De mult, acum vreo 5-6 ani a fost. Mi-au murit aproape toți. Sigur, în Chișinău am două familii care sunt, care au mai venit pe la mine când am venit, dar azi eu am venit de dimineață și plec mâine dimineață, cred că nici nu au aflat că sunt aici. Vă rog să aplaudați, dacă eu am 81 de ani. Cine vreți să mai trăiască din familia mea? Cine să mai trăiască din familia mea? Nu mai săracii. Îmi dau seama prin ce ați trecut. Prin deportările tatălui. Nici nu îndrăznesc să vă întreb, doar una. Ați trecut ușor, sau cât a fost perioada aceasta de
de adaptare cu România mare când ați plecat de aici, din Basarabia? Eu aveam 6 ani jumate, 7 ani. Ce pricepe un copil de 7 ani, mai ales când are o mamă puternică, ca aici, gura. Asta avem, asta mâncăm. În 5 minute mâncăm. Trântie 2 ouă, o măliguță repede și... Știi ce bună e? Zice, e extraordinar. Asta trebuie să mâncăm toată ziua, că e foarte bun. Ce să simți? Mai târziu am realizat. Cel mai mult am realizat după ce s-a întors tata, care nu vroia să povestească. L-am rugat să scrie, i-am pregătit caietele. N-a scris nimic, scria numai despre istoria românilor, despre Averescu, despre Zaba, nu știu pe cine, dracu. Dar ce a pățit el acolo, nu scria domnule, nu avea probabil plăcerea să-și mai aducă aminte, bănuiesc, că de acolo să fi tras, nu? Nu povestea. Rar mi-a povestit, așa, cu haz îmi povestea cum prindea vrăbile cu șapca și le mâncau fierte, știi? Da, pentru că era un frig îngrozitor și vrăbile aveau... izvoarele de apă făcuseră un fel de chioșc de lemn peste ele ca să nu înghețe apa. Și sub acest acoperiș al chioșcului se adunau sute de vrăbi de frig, care înghețeau, erau ca bocnă sus. Și le adunau în șapcă, umpleau șapca, se duceau acasă și le fierbeau. Sunteți moldoveancă, sunteți din Basarabiancă și atunci nu mi-ați răspuns ce a însemnat pentru dumneavoastră totuși artista poporului din Republica Moldova. Nu mi-a venit să cred, în primul rând. Când m-au sunat la ambasadă, nu venea să cred ce vrea să spună. Da, nu înțelegeam. Sigur că m-am trezit repede la realitate și mi-a făcut o plăcere enormă. Da, a fost o onoare, a fost un lucru superb, știi? E o chestie să fii recunoscută în locul de unde ai plecat așa de multă vreme și totuși lumea te apreciază, știi? Știi? Toți colegii basarabeni pe care i-am avut în România, toți au fost excepționali. Și în școli, copiii basarabeni au fost toți de nota 10. Unde erau poate refugiați, unde erau poate din altă parte, știi? Și atunci s-au străduit să fie foarte buni. Eu sunt de pe malul Prutului și până în 77... La noi în sat nu prindeau, cum vorbea la noi la țară, antena Chișinăul sau Moscova, numai TVR-ul. Da. Eu am crescut cu TVR-ul până la 17 ani și am crescut cu ceea ce vedeam. Știu și erați poate cea mai alentată actriță pentru televiziune. Știi de ce am jucat mult? Erau foarte multe actrițe tinere și frumoase. Nu, erau mai frumoase ca mama mea mi-a zis așa. Venea câte cineva, vai doamna Popescu, dar ce fată frumoasă ai! Ei frumoasă pe dracu, drag, nu-i frumoasă deloc. Eu am fost frumoasă. Da? Ea e lipicioasă, zice, ea e lipicioasă. Mă rog, deci erau multe actrițe, dar eu am avut o calitate. Învățam foarte repede, eram foarte punctuală și foarte ascultătoare. Și sistemul în care se lucrează televiziunea cere oameni disciplinați. Nu poți așa, te duci când vrei, faci ce vrei, te întorci cu spate, stai să mai vorbim, stai să mai vedem. Nu o să putea, pentru că toți eram angajați la teatre. Și atunci trebuia să ajungi la repetiție, să ajungi la spectacol, să faci televiziune. Păi, ha, cum? Numai dacă era o disciplină de fier. Și de asta am jucat așa de mult, să știi. Aceste calități le-am avut, că de frumoase erau unele mai frumoase. Păi asta pentru tinerii actori chiar. Da. Ar trebui să înțeleagă că și prin muncă, dar îndeosebi, în afară de talent, munca și aceasta cred că este cel mai important. Și dedicație. Vreau să spun că acum, vezi, vin la radio, de exemplu. Întâi întreabă câți bani le dai. Bun. Ei, vin și după ce că întreabă câte dai și îmi explici, unul pleacă, altul zice, ai că viu că e piesa bună, dar... Dar repede, vă rog frumos, că eu la 5 am o treabă, cum, dar nu pot acum. Vă rog, hai, repede, repede. Stai, mă, ai venit să faci o piesă de teatru, ai venit să faci Shakespeare, Chekhov, ce erau piese interesante. Ei se grăbesc tot timpul în altă parte. Meseria asta nu se face așa. Asta e o meserie care se face cu patimă, cu suferință, cu dorința de a lucra. De ce nu mă cheamă pe mine? Că eu ia mai bună poate acolo. De ce? Știi? Bravo! Chiar că este un mesaj pentru toți cei care vor să facă
teatru. Eu le spun așa. Eu mai lucrez la o școală din asta, selectez copii pentru un curs de actorie de film. Nu mai selectez, după aceea le văd examenele și le dau notă. Și le spun întotdeauna. E bine să faceți ce vă face plăcere în viață. Dar trebuie să trăiți bine din ceea ce faceți. Că dacă e așa, vă duceți la teatru și jucați și voi un rol acolo. Și iese Florin Piersic afară și toată sala pe el ca muștele. Și tu treci pe delături și nu te bagă nimeni în seamă. Ești tovarășul nimeni. Păi așa, mai bine nu face teatru. Fă altceva, nu? Fă altceva. Trebuie să ajungi în rândul întâi. Dacă n-ai ajuns în rândul întâi, doi acolo, adică în miezul faptelor, atunci degeaba ești, nu ești artist. Am o nepoată, Doamne, așa de frumoasă, de talentată, n-are pile. Vezi, dragă de treabă. Ce actor? Ce actor are interesul să joace cu una slabă? Că e frumoasă. O dată te uiți la ea, o dată de două și până îți trece. Păi da, da, nu e adevărat. Ca în toate meseriile, de fapt, trebuie să fii necesar, trebuie să aibă nevoie de tine. Poate artist, dar ajungi ca să aibă nevoie de tine. Și atunci, bravo ție, ai să faci, ai să ai o viață fericită. Dar dacă te rogi de la bagă și pe mine, hai că vreau și eu, te bag o dată de două și până și lasă, bă, dracul, în pace. Te face când mai te cunoaște, nu mai vrea să te vadă în ochi și așa mai departe. Nu, artistul este... dornic să aibă parteneri foarte buni, pentru că un partener prost te trage de mână în jos. Te trage în jos. Era în România un mare actor, îl știi, Ion Lucian. Când îți dădea mâna pe scenă, căpătai talent, mă. Pe onoarea mea, când îți întindea mâna, te lua așa de mână și vorbea cu tine, deveneai talentat. Pentru că îți transmitea fiorul ăla care îl pătrundea pe el și ți-l transmitea și ție și te ridicai la nivelul lui. Așa vor actorii să fie. Și ce dacă e frumoasă și ea lui Gheorghe Vasile? Păi da, n-are nicio valoare asta. Nu, dacă vă iubiți copiii, să-i urmăriți cu atenție. Să nu-i băgați într-o luptă în viață în care nu vor avea succes. Că nu le faceți niciun serviciu. Chiar nu mă întrebați nimica, lăsați numai pe grecu, așa să vorbească de unul singur. Vă întreb eu, fiindcă că vorbeați de copii și foarte chiar că întrebarea e la... Teatrul Stella Popescu, care anul acesta s-a deschis. Da. Povestiți-ne despre acest teatru. Este un teatru de muzică și balet pentru copii și tineri. Adică facem spectacole în dorința de a educa toți copiii cu texte adevărate, cu muzici adevărate. În goana asta, după, cum se cheamă asta, globalizare cosmopolitizare. Și după muzica asta care răcnește din toate geamurile de mercedesuri ale unei anumite categorii de oameni, care urlă, muzica care urlă, le înțeapă urechile, îi omoară, îi surzește pe copii, nu o să mai știe într-o zi că sunt români. Nu o să mai știe, că nu se mai știe. E muzică populară, aiurea. Și noi vrem să oferim numai texte clasice și muzică clasică. Cântăreții de la noi din teatru, din Teatrul Stella Popescu, sunt cântăreți de operă, toți. Unii chiar sunt angajați la operă și vin la noi în reprezentație. Balerinii sunt toți absolvenți ai școlii de balet. Deci avem un teatru cu profesioniști adevărați. Acum pregătim Chirița la Iași. Și dacă ne primește Grecu, venim aici. Da. Neapărat vom insista să veniți aici, deoarece, ca și dumneavoastră, așa cum Teatrul Stella Popescu este teatru municipal și noi suntem un teatru municipal al primăriei Chișinău,
Avem un primar și un consiliu municipal care este deschis și susține ce este legat de cultură și neapărat eu voi insista ca să aducem acest teatru inedit la Chișinău, deoarece știu că ceea ce se face în acest teatru, Teatrul Stella Popescu la București, este deosebit inedit. Se fac spectacole muzicale care noi, la noi nu există așa ceva. Și aceasta este foarte important, să aducem și genul acesta de teatru, anume la Chișinău. Este foarte important pentru public. Deci, hai mă să mergem acolo, să mai ne distrăm și noi un pic. Și întrebările din sală, da, vă rog. Bună seara, mai sunt scriitori în sală, suntem curioși să știm, vă place literatura? Ce vă place? Ce nu vă place? Aveți relații și cu scriitorii? Mi-aș zice că am relații cu scriitori. Dar sigur că îmi face plăcere să lucrez, de exemplu, cum am lucrat cu Băieșu și s-a născut Preșu, că Preșu n-a fost chiar așa cum l-a scris Băieșu. Lucrat între actori, acolo a ieșit un spectacol care a durat 18 ani cu casa închisă. Deci a lucrat cu scriitorii, foarte important. Dar sigur că fiind în teatru și având această specialitate, de obicei lucrăm cu dramaturgii, pentru că cu ei venim în directă legătură. Și la literatură am citit, mi-a venit boala până la anumite vârste, după care n-am mai avut din să citesc, gata. Da, poftim. Pentru mine e fascinant însuși destinul dumneavoastră și prima întrebare e legată în nume de tăticul dumneavoastră, deportat în Siberia. L-ați revăzut la 22 de ani, iar întreaga familie s-a refăcut după 37 de ani de așteptare. Da, da. Mama s-a recăsătorit cu tata după 36 de ani. Vă rog să ne spuneți, de ce vă spun eu, destinul nostru e subiect de film. Vă rog să ne spuneți tuturor, cum ați reușit să-l readuceți, să-l aduceți în București, în 77, ce vrăjeli le-ați făcut tovarășilor comuniști de atunci că au permis acest lucru? Ne-am luptat. Știi ce a avut tata noroc în afară de mine? Prietenii lui de aici, din Basarabia, care plecaseră în România, când au aflat că trăiește, s-au ținut după mine. Hai să facem aia. Ei s-au documentat și m-au luat de mână și am făcut toate actele. A trebuit să obținem aprobare de la Moscova, că n-are decât o fată care poate să-l întrețină, să-i dea voie să vină, pe urmă de la noi, de la Marea Adunare Națională, și a durat 4 ani chestia asta. Dar vă spun sincer că datorită acestor învățători care au prietenii lui tata. Măi, nu s-au lăsat de mine, uite, așa m-au ținut și așa m-au și încurajat și așa l-am adus pe tata. A doua întrebare e legată de un mare om, drag nouă tuturor, Eugen Doga, compozitorul cu care ați avut bucuria să lucrați la Maria Mirabela, prelungirea primului. L-am văzut pe domnul Doga. A fost la București, da. Trebuia să vină și dumnealui aici, vă salut cu drag, dar în același timp, în paralel, are loc un concert cu participarea principesei Margareta și dumnealui cântă acolo. Deci, eu aș vrea să ne spuneți cum l-ați simțit dumneavoastră, el e transnistrean, nu basarabian, și cum a fost colaborarea la Maria Mirabela II în tranzitorie. Mai am să spun ceva, cred că el a rămas cu o impresie foarte proastă despre mine, eu cu una foarte bună despre el, pentru că era scrisă o melodie care mi-a dat-o mie, era scrisă, nu știu cum să spun eu, un fel cu un pas ciudat așa. Nu puteam nici moartă să fac cântecul ăla. S-a chinuit săracul cu mine vreo 2 ceasuri. Mi-a fost o rușine îngrozitoare. Întrebări? Mersi mult. Eu vă urmăresc de mică. Am foarte mari emoții acum, dar vreau să vă întreb. De ce anume ați devenit actriță? Că puteați fi o scriitoare, nu știu, o bucătăreasă. De ce actriță? Cine v-a dat un imbold? Cine a fost inspirația dumneavoastră? Pentru că înaintea dumneavoastră au mai fost și alți actori mari. Și de ce actriță? Eu învățam foarte repede. Și la școală tot timpul mă puneau să spun poezii. Și atâta mă puneau să spun poezii până ajunsem și vedeta. Adică iar eu. Începusem să fac pe nebuna, știi? Dar copilul care are șansa, are calități și în orașul în care trăiește există un teatru bun, copilul acela este atras să facă teatru.
Și pe vremea aceea la Brașov, unde am făcut eu liceu, era un teatru foarte bun, erau câțiva actori foarte buni și punea în scenă domnul Sica Alexandru. A jucat acolo Birlic, Berigan și m-a atras teribil. Și m-a atras, dar prima oară am căzut cu brio, știi? Am căzut drept în cap. De ce? Da, n-am reușit. Mai veneam din provincie, eram vorba lui mama, parcă ești mult de gâști, fa? Așa de-a. Tu la cât te duci la silvicultură, îți fie o bufoaică, două șizmi, da. Caușuc, du-te în pădure, da. Că nu știi stichepte. Mama fusese cochetă, frumușică, așa, și eu eram... O, ce mod e, ceva îngrozit, a fost un copil dezordonat. Mă jucam, că dacă mama mea îmi cosea păpuși, erau păpuși în Basarabia, acum plâng că vrea Barbie, Marbie, Țarbie vea. Noi nu aveam păpuși, nu văzusem păpuși cu capul de persoană niciodată de porțelan. Mama le făcea, le umplea cu tărâțe sau cu lână sau cu ceva și le cosea sprâncene, ochii albaștri, buze roșii și făcea păpușă și o îmbrăca frumos, că mama era, ajunsese profesoară de lucru manual și atunci se pricepea și îi plăcea. Ce făceam eu? Mă duceam pe Maidan și jucam fotbal cu păpușa. Și sigur săraca că mama era disperată, cum e și o să ajungă fata asta și n-a crezut niciodată că mă fac actriță. Și actrița asta, smulța asta, nu? Împlinisem eu deja 60 de ani, când plimbându-mă cu mama la braț plecam de la Boema, i-a spus, mama, vezi, zic, n-ai vrut să mă fac actriță, uite că am succes. Știi ce mi-a spus? Ai avut noroc că ți-a ieșit. Vă dați seama ce adevăr extraordinar. Fata lui, l-a zis, vai da, mamă, vai da, ce frumos ești, vai, nu. Ai avut noroc că ți-a ieșit. Niciodată nu mă vedea pe scenă, întreba bărbatul. Bine, mama, da, așa ea blondă și ei. Da, aia bruneță că cine-i. Vai, dar toate erau frumoase, de mine nu vorbea niciodată. Și puiul într-o zi a zis, da, Stella. Stella e Stella. Pentru ea eu eram fata ei, aia pe care mai plesnea la păponeață, pe care, nu știu. Nu, niciodată nu m-a văzut. Dar odată mi-a spus ceva minunat. Când intri tu în scenă, răsare soarele. Da. Nu. E mare lucru să ai noroc să faci succes. E mare lucru. E o plăcere când te oprește lumea pe stradă și spune, vai, zice, Doamne, am așa necăjită într-o zi și v-am văzut pe dumneavoastră și așa m-am ogoit, știi, zice, parcă n-am mai fost așa de necăjită. Faptul că aducem ceva bun în inima oamenilor, ăsta e de fapt adevăratul sens al profesiei noastre. Asta ne încurajează. Aplauzele sunt, da, aplauzele sunt o dovadă fizică, dar fapt să uite omul la tine, îți spune ceva. Ei, e mare lucru. Tot felul de roluri am jucat. Dar mie mi-au plăcut rolurile de compoziție. Și m-a invitat directorul meu de teatru la teatru de comedie să joc Livada de Vișii. Nu joc eu Livada de Vișii, lasă-mă în pace. Și asta e nebună, făcea, zice. Cum, mă? Nu vrei să joci singură Livada de Vișii? Nu vreau, că nu mi se potrivește și nu pot. Nu pot așa să fiu așa transparent, să umblu prin livadă așa. Nu pot. Păi nu e felul meu. I-a spus atunci. Și nu v-a convins. Nu m-a convins. Nu, păi nu, chiar nu puteam. Mi-am dat seama că nu pot așa ceva. Nu e în firea mea. Îți fac pe transparenta. Păi să-mi dai ceva așa. Am cu cine să mă lupt. Mi-a plăcut să joc compoziții întotdeauna. Asta mi-a plăcut cel mai mult, să joc compoziții. Am luat un premiu pe țară la un moment dat într-o piesă rusească, se chema Turnul de Fildeș, unde jucam o mamă din asta amărâtă. Frumos rol era, foarte. Noi tream 20 de minute în scenă și mi-au dat premiu pe țară. Direcția Cultură, directorul Lucia Culev, care ne susține în toate proiectele noastre și îi ofer cuvântul.
Bună seara, eu nu în calitate de director vreau să vorbesc în această seară cu doamna Stella Popescu, ci de mare, mare admiratoare. A spus domnișoara mai înainte de ce v-ați făcut actriță, dar ce dumneavoastră puteați să fiți altceva? Sigur că puteați, dar nu ne imaginăm. Vreau să mă fac aviatoare, doamnă. Dar nu m-a lăsat mama. Eu cred că aveți visul de mică și nu știu, așa este al dumneavoastră, că cred că v-ați născut cu profesia asta în sânge și altceva, nu știu dacă mai puteați fi la cât de bine o faceți. Noi vă admirăm și atâta lume vă admiră și vă idolatrizează chiar, dar care sunt idolii dumneavoastră din lumea teatrului, din lumea filmului, cu cine v-ar fi plăcut să jucați? Pe cine admirați în mod deosebit din tânăra generație, din generația dumneavoastră? Și nu știu, cred că ați avut și foarte multe rivale care v-au făcut și scene mai urâte. Cum nu ați luptat cu niciodată concurența? Pentru că îmi plac oamenii talentați, doamnă. Am o colegă care îi spune, zice, lăsați-o în pace că îi plac numai talentați. Atâta admirație am pentru oamenii cu talent, încât n-am, din potrivă, se întâmpla așa, zi, mă uitam la Olga, plângeam. Eu când o vedeam pe Olga Tudorache, plângeam. Și îmi făcea curte Horea Popescu, grăsuț așa, cu ochelari, burdoșel. Dar îmi făcea curte mie. Și zic, hai mă să o vezi în Nila Toboșara pe Olga. O să Ardelean. N-o vine că viu, dar ce dracu ai văzut-o așa, e grozavă acolo, la Olga Tudorache. Și ne-am dus la spectacol și am început să plâng. Dar ce dracu ai tu, de ce plângi? Eu plângeam când juca Olga. Sau Gina Patrichi, sau... Eu am această nebunie. Îmi plac oamenii talentați. Și tot ne-am întrebat, oare eu aș putea face așa ceva? Parcă nu vine, cred că aș putea, știi? Am chestia asta și ador pe oamenii talentați. Fai de bine. Deci n-am avut. Asta cu rivale n-am prea avut, că spun, băi, am jucat frumoase. Și la acolo se bat ele, la frumoase, știi? Că nu știe care e mai frumoasă. Eu o căutam pe aia mai nătângă. Așa că nu eram, n-aveam concurență la proastă, n-aveam. Păi să fii cu milionare. No, n-am avut. Am avut o întâmplare. N-am avut întâmplări urâte, vreau să mă sfâncer. Nu mi s-au întâmplat lucruri urâte în cariera mea, să mă vorbească, să mă scuipe, să mă nu știu, să întâmplă. Măi, depinde de caracterul oamenilor, da? Da, un lucru l-am pățit. În 1965 a fost Cerbul de Aur, da? Eu lucram la televiziune, care zi. Au hotărât ei cu Lazarov, cu ăștia, cu Vornicu, să prezint eu, Cerbul de Aur, cu Iurie Darie. Foarte bine, mi-am făcut rochii tot. Cu o zi înainte, m-a chemat Lazarov și cu Vornicu și mi-a spus, Stella, nu o să prezinți tu. Eu care am fost toată viața mea un fel de mi se rupe în 14, cam așa, păi și... Ce las că tu să prezenți ăla care se face la bar după spectacol, știi? Foarte bine, aveam rochii la mine. Și a prezentat o domnișoară, Luminița Iacobescu, care făcuse și un film care se chema Halatele Albe și care... A murit cel cu care a fost, așa că, mă rog. Și a prezentat aia. Ea trebuia să prezentă în franțuzește, da? Băi, fata a făcut niște greșeli atât de îngrozitoare în seara aia, zic, la ora 1 noaptea a venit la hotel la mine Lazarov și cu Vornicu și a spus, mâine, ai rochile la tine? Da, mâine intri și prezinți festivalul. Așa am prezentat eu festivalul de la Brașov. Pentru că aia a făcut niște gafe atât de îngrozitoare, încât a trebuit să mă duc. Ei, nu spun ce mi-au crescut mie acțiunile, adică Stella noastră a prezentat în franceză, dragă, nu așa. Da, da, asta e a românilor. Da, asta mi s-a întâmplat. Și a doua zi a fost un lucru și mai urât. A doua zi, la ora 10, m-am dus să mă coafez, că trebuia să mă pregătesc pentru spectacolul de seară. Și m-a chemat imediat la recepție la Aro, la hotelul Aro. Cineva a spus, repede, mama era în Brașov, mama locuia în Brașov. Ce veniți repede că vă caută mama dumneavoastră la telefon.
Mă duc, s-a închisese telefonul. Dar mi-a băgat cu eu. Ce-o fi cu mama? M-am urcat în primul taxi și m-aș la mama. Mama, Cosea. Da și cu tine și afa. Și dar tu cum te simți? Bine, dar și vrei. Mi-a făcut-o. Ca să-mi strice ziua, probabil, știi? Dar nu mi s-a mai întâmplat așa ceva niciodată. Odată tot așa, știi că bârfa-i bârfă, domnule, oriunde, în orice domeniu e bârfa-bârfă. Așa, nu știu, am plecat de la teatru de comedie. Că eu știi, m-au chemat la teatru de comedie, jucam în Galigai, jucam în Mutăr Curaj, eram bună acolo, dar tot mă mai mușcau de nu știu ce, că aia de la revistă, adică de-aia a venit că să cânte, aia de la revistă. Până le-am pus, iartă-mă, botul pe labe când am jucat Preșul, 18 ani cu casă închisă, unde jucam o servitoare. O amărâtă de servitoare, da, ai făcut și o mustață mică, așa, știi? Da. Și atunci s-au potolit. Și tot așa, și într-o zi auzi, vine cafezele, fac așa. Și mai doamna Stella, dar ce rea e lumea, așa, nu, până. Și sigur că m-am stat acasă indispusă, că a vorbit cineva urât de mine. Și spun lui Puiu, și Puiu zice, tu ești de vină. Eu? Dar de ce? Tu vrei să te iubească toată lumea. Nu poate să te iubească toată lumea, să-ți intre clar în cap. Te iubește destulă lume. Da. Și așa este. Și atunci m-am potolit și mi-am dat seama că asta e viața. Și n-am mai băgat în seamă. Le interzic, dacă vine una să-mi spună, vai, da, nu, nu, nu mă interesează. Treu, nu mă interesează. Sigur că sunt rivalități, sigur că sunt rivalități. Și fiecare se crede mai bun ca celălalt. Așa e pe lumea asta. Ce vrei să le faci? Da, vă rog. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit vreodată să scriți o carte despre biografia dumneavoastră, dar și despre activitatea dumneavoastră în teatru. Da, s-a scris o carte către altcineva, dar așa, asta, dar nu e chiar grozavă. Știți de ce? Pentru că a scris o fetiță tânără care nu știa mare lucru, știi? Și eu n-am avut răbdare să-i stau, că trebuie să stai cu omul ăla, să-i povestești. Asta era până 92. Eu alergam până 92, eram cine știe pe ce conclauri. N-aveam timp, săraca. Așa că cartea nu e prea grozavă. Dar o să scriu, promit. Distinsă doamnă, eu aș vrea foarte mult să vă spun că suntem bucuroși să vă avem la Chișinău. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este cât de realistică credeți că este acum, în acest context, reunirea Republicii Moldova cu România? Exact prin cultură putem atinge acest obiectiv? În primul rând prin cultură și mai apoi și cu beneficiile economice, salarii, pensii, burse, alocații, drumuri, justiție și toate lucrurile astea. Mulțumesc frumos pentru faptul că mi-acordați această ocazie să vă dau o întrebare. Să nu-mi spui că îmi dai steagul ăla mie. Să vă-l dau? Chiar acum? Da. Am plecat din București și mi-a părut rău că nu i-am spus domnișoarei. Să-ți spun de ce. Eu am o casă la mare. Și pe frontonul casei mele de la mare strălucesc trei steaguri. Cel cu gaura în mijloc al României, Europa și America. Și mi-a spus colega mea, zice, prietena mea, tu al Moldovei trebuie să-l pui, mă, zice, nu al României. Așa că, vezi, asta am vrut. Și am regretat că n-am mers. N-am mari speranțe, ca să spun sincer. Pentru că și în țară există un soi de indiferență. O indiferență care zace acolo de 26 de ani. Atunci a fost momentul. Atunci a fost momentul. Din păcate, domnul acela nu ne-a ajutat cu nimic. Azmoda cere imperios să fii și tu cochetă. Să dai din kilograme jos, să arăți ca o vedetă. Să ai și tu un look mai nou, nu ca o matracucă. Și duci chirurgului și flori și bani de te usucă. Îți ia din șolduri, din buric să pari și tu mai slabă. Din pulpe îți mai tai un pic, să mi te facă scoabă.
îți schimbă nasul la moment, modifică conturul și îl faci obraznic și dement, dar mai ales femur. Fru! Moase, dacă vrem să fim de... Să mai slăbim, nimic nu este deprisos când vrei să arăți frumos. Ne epilăm și ne bronzăm, cu Venus vrem să concurăm, și brațele ni le-am tăiat să fim și noi ca ea. N-am auzit că și bărbații trec pe la chirurg, serios. Ionel a fost playboy viril, dar vai acum bocește, fiindcă i s-a făcut transplant exact cu ce-i lipsește. Transplantul e de la un porc, i-au pus de toate cele. Ionel aleargă acum viril, dar vai după purcele. Mimi avea problema ei, acesta-i adevărul, că tot vopsindu-l dumnea ei, i cam căzuse părul. Chirurgul i-a găsit pe trup o porțiune creață și acum Mimi are pe cap un petec de negreață. Se mai întâi un plan, nu? Frumoase, da, că vrem să fim, ne străduim, să mai slăbim, nimic nu este de visos când vrei să arăți frumos. Ne epilăm și ne bronzăm, cu Venus vrem să concurăm, și brațele ni le-am tăiat să fim și noi ca ea. Am să vă spun una mai caragioasă, atenție! Aha. Janeta avea sâni mici și-a vrut și ea balcoane, dar umblă cocoșat acum de atâtea siligoane. Cu sânii mari ea seamănă, sperând că o să placă, cu Milca din reclama, cu cea mai albastră vacă. Lenuța și-a pus silicon de o buză groasă, crezând că astfel ele sunt mai sexy, mai frumoase. Or fi frumoase, nu zic ba, Lenuța să trăiască, dar vezi acum, ea nu prea mai poate să vorbească. Cam așa. Moase, da, că vrem să fim neștiu, să mai slăbim, de prisos, cum trăi să arăți frumos. Ne epilăm și ne bronzăm, cu Venus vrem să concurăm, și brațele ni le-am tăiat, să fim și noi ca ea. Și toate acestea pentru ce, dragii mei? Vă spun eu, toate acestea pentru voi luptăm ca disperate, ca să ne placi, să ne iubești, Maria ta bărbate. Mai rade-te și tu mai des, că barba ta înțeapă, mai ad o floare și atunci când nu ne duci la groapă. Iar seara când ne chemi în pat, mai spune o vorbă tandră, că nu te culci cu un soldat ce ascultă de comandă, ci după ce ai făcut amor, nu te culca și basta, că ce-ai poftit m-a dat în târg, mai fă o dată cu nevasta, clar! Bărbate-ți spun că de acum pe la chirurg să treci și tu, să mi te facă mai frumos, de sus și până jos. Să-ți taie burta de grăsuni, că par gravid de 9 luni, cu nevestica ține pas și să-ți lungească nasul, ai înțeles? Și bărbate-ți spun că de acum pe la chirurg să treci tu, să mi te facă mai frumos, de sus și până jos. Să-ți taie burta de grăsuri, că par gravid în 9 luni, cu nevestica ține pas și să-ți lungească nasul. Și la 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 la. La 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 la. Bravo! Bravo! Si, mulțumesc! Eu, da, mersi, eu lucrează asta, da? Da, lucrează. Este da. Un... Eu știu că aveți multe titluri, dar medalia un Luca Caragiale nu aveți. Este medalia nu. Teatrului Satiricus. S-a oferit doar la doi cetățeni ai Republicii, ai României. Este vorba de Maia Morgenstern și dumneavoastră sunteți a doua deținătoare acestei medalii. Mulțumesc! Cu Maia m-am întâlnit aseară.
nu îmbătrânesc actorii de legendă. Stau rolurile bune mărturie că timpul îi înscrie în agendă doar la compartimentul veșnicie. Eu vă mulțumesc și salut prezența dumneavoastră în numele Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Excelența sa, domnul Daniel Ioniță, ambasadorul României la Chișinău, m-a rugat să vă transmit salutul domniei sale, tot respectul și prețuirea. Să românile, Doamne ajută! Felicitări pentru o seară splendidă! Mulțumesc frumos! Mersi mult și la revedere! Ne întâlnim în hol aici! Eram la Tichirghiol, în Astrămoară, și-am întâlnit un tip, o perlă rară. Băiat de București, foarte simpatic, și-avea la mână ceas automatic. Mi-a spus că cheamă Grig, dar să-i spun Luță, că așteaptă de undeva o mașinuță. S-ar însura, dar n-a găsit femeia, și-am înțeles că eu voi fi aceea. La, 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 la,